Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, sunt Eugen Măruță și vă invit să urmăriți emisiunea Întrebările Zilei. În această seară, un invitat din domeniul prestatorilor de servicii, directorul unei societăți care lucrează pentru complexul energetic Oltenia în principal, domnul Gabriel George. Bună seara, domnule George. Bună seara, bine v-am regăsit. Bine ați revenit la TV Sud, discutăm mai mult despre activitatea societății pe care o conduceți și dacă mai avem timp discutăm și despre zona de politică, partea de politică, mai ales că în ultimele săptămâni a fost o vară încinsă din acest punct de vedere, aproape la fel de încinsă ca și temperaturile de afară. Iată că nu scăpăm de caniculă în această perioadă și se pare și în următoarele săptămâni, unii zic și luni, Doamne ferește. S-ar putea să fie, pe de-o parte, și chiar este un moment greu pentru toată lumea, pentru alții, respectiv complexul energetic Oltenia, probabil că este un moment de care profită din plin, având în vedere că în această perioadă cererea de energie pe cărbune este în continuare ridicată și dacă va continua la fel, seceta va fi la fel de ridicată, având în vedere că hidroelectrica nu mai are cum să mai funcționeze în aceiași parametri. V-ați reluat activitatea. Ce ați găsit în această perioadă la Minprest? Vă zic că e corelată activitatea la Minprest cu cea de la complex, activitate continuă, la foc continuă la complex, la fel e și la Minprest? Corect, este la fel și la Minprest. Ce să vă spun, după 5 zile de concediu, de fapt 7 zile de concediu, nu au fost așa multe, nu se puteau întâmpla foarte multe în această perioadă. Mi l-am și întrerupt o zi ca să pot să vin să particip la ședința de consiliu când a fost ales nou viceprimar al Târgu Jiului. Într-adevăr, activitatea Minprestului merge din plin în această perioadă. Chiar am făcut o mică evaluare a situației cu colegii la prima oră de dimineață la serviciu. Toate lucrurile sunt în regulă. Ne străduim să fim, vine perioada următoare, săptămâna viitoare, să dăm salariile la oameni, să reușim să strângem lichiditățile necesare pentru a achita și dările către stat, să dăm și salariile la oameni și să ne ținem mai departe de investiții. Se vorbește de acordarea unei prime de ziua minerului. Se poate discuta despre același lucru și la Minprest? Sau nu se nu discută. Probabil cazul. Că dacă în ziua respectivă o să se ia... Lucrând tot în minerit. Da, la fel a fost și de ziua energeticianului. Dacă va fi zi liberă în minerit și angajații noștri o să primească zi liberă, dar mai mult de atât nu, pentru că fondul de premiere aprobat prin buget de către Guvernul României este un fond care nu ne permite să acordăm primă decât de Paști de Crăciun și am reușit să mai dăm prima de 8 martie și prima de 6 decembrie de Sfântul Nicolae pentru copii. Deci de ziua minerului nu se pune problema să dăm prima. Spunea cineva că lucrând în tot în minerit ar merita pe undeva, deși eu sunt de acord, dar fondul de primire este limitat. Deci dacă am avea aprobat un fond de primire mai mare cât să ne permită să acordăm o primă și de ziua minerului, am acordat, dar nu avem banii respectivi. Și nu știți dumneavoastră, legea bugetului este clară, dacă depășești fondul de salarii cu un leu, este caz penal. Ori nu își asumă nimeni responsabilitatea aceasta. Activitatea cum se derulează, e cerere mare de cărbune, depozitele este azi noastră, complexul energetic Oltenia merge din plin. Este păcat că am ajuns să ne rugăm la Dumnezeu să fie secetă ca să meargă complexul. Aici încă o dată clasa politică, întreaga clasa politică din care fac parte și eu, dar trebuie să ne adresăm strict, să ne limităm la parlamentari. Nu găsesc calea de mijloc astfel încât să reglementeze o dată piața energiei, să nu se mai ajungă în asemenea situații, să ne rugăm să fie secetă, pentru că seceta aceasta este bună pentru un județ din punct de vedere al producerii energiei, dar este deosebit de costisitoare pentru restul țării. Se și vorbește de o posibilă creștere a prețului a produsele agroalimentare ca urmare a secetei. Vedeți, totul este cu dus un impact pentru serios noi gojenii ne bucurăm. Bugetul populației. Noi gojenii ne bucurăm, dar este rău pentru țară, pentru ce se întâmplă mai departe, că implicit o să fie și creștere de preț pentru produse, pentru că este clar, cantitatea de produs este mult mai mică decât ar fi atunci într-o perioadă normală de precipitații.
Vorbim deja și de culturi, calamitate, sigur, acesta este un alt domeniu de activitate. Să revenim la momentul de vineri, ați fost prezent la ședința de Consiliu Local. Spunea cineva că Imprest ar fi o rampă de lansare pentru șefii din administrația publică locală. Este așa sau sunt niște coincidențe? Tinerii care au ajuns acolo. Nu neapărat că este o rampă de lansare. Au fost promovați mai departe. Pot să fie și putem să spunem că sunt și coincidențe, dar ce vreau eu să subliniez este faptul că în interiorul Imprestului s-a format un colectiv tânăr, mă refer la TESA, care este foarte performant. Majoritatea angajaților care i-am găsit acolo și care i-am mai adus și noi după aceea pentru a ocupa anumite posturi vacante au un bagaj destul de mare de cunoștințe care și le teoretice, care și le transpun în practică și de aici și rezultatele bune ale Imprestului. Faptul că rezultatele Imprestului au fost așa bune nu este întâmplător, se datorează și bunei pregătiri a colectivului care îl avem acolo și implicit, după cum vedeți, multă lume se îndreaptă cu ochii spre noi și am dat și prefectul, deci actualul prefect a plecat din rândurile noastre, din mijlocul nostru, actualul viceprimar al Târgu Jiului, domnul Adrian Tudor, la fel. Vă spun sincer că mai sunt solicitări și pe alte funcții, dar nu publice. Deci mă refer ca și competențe pe parte de economist, de asta să ne-au cerut date despre personalul din Imprest. Este un personal calificat, eu zic că e la un nivel destul de înalt, pentru că periodic îi trimitem la cursul de pregătire profesională și se vede acest lucru. Pentru că sunt la curent cu legislația, deci au luat la cunoștință de toate modificările legislative la timp și acest lucru nu ne face decât să ne bucurăm. E posibil să fie și o zonă în care se trimit doar membrii de partid, nu doar cei competenți? De aceea nu. Au loc recrutările în principal de la Imprest? Eu n-aș zice. Deci, eu zic că e o zonă de rodaj acolo pentru tinerii care vor să capete experiență? Cum să vă spun? Eu când discut, când vin calcă pentru prima dată în Imprest, le spun că probabil că nu o să rămână în Imprest o viață întreagă. Este o rampă de lansare să trebuie să folosească de acest lucru. Ca să se poată folosi, asta înseamnă să aibă succes în activitatea care o prestează în interiorul Imprestului, să aibă rezultate și implicit rezultatele se văd și pot să meargă mai departe. Deci nu neapărat din punct de vedere politic, să fie pe o funcție politică sau de administrație publică. Pot să meargă mai departe într-o firmă. Avem personal care a plecat în multinaționale din rândul nostru. Unde, în ce zone au plecat? Și în afara țării sau doar la noi? Nu, mă refer la voi. Știu, avem un băiat care coordona activitatea unei formații pe zona Tismana 2 și acum este, din ce știu eu, este angajat TESA la Siniat, la firma de gips carton de lângă Turceni. Deci avem personal care și mai mult și mai sunt care sunt, e posibil să ne despărțim pentru că îi solicit alte firme. Vă spun, media de vârstă este 36 de ani acum. Este posibil să mai și scadă un pic și performanța, zic eu că vine și de aici, pentru că fiecare tânăr angajat este în interesul lui ca să aibă rezultate. Practic, spuneți că e un procent redus al personalului administrativ față de cel direct productiv. Acum suntem 4,6% și cred că trebuie să-l creștem un pic pentru că deja întâmplăm dificultăți în administrarea activității. Vă dați seama, ne-am extins foarte mult, am preluat activitatea Imprestului, era undeva la o cifră de afaceri de 178 de miliarde, deja am ajuns la estimatul cifrei de afacere pe 2015, să mergem undeva la 350 de miliarde, deci aproape s-a dublat. De fapt s-a dublat, plus că ne-am extins și ca suprafață. Deja acum am început să, de fapt suntem în plină încercare de a penetra și zona Craiova. Am format un sector acolo care este coordonat și extinzându-ne așa mult, implicit avem nevoie și de un raport un piculeț mai bun, în sensul că să mergem undeva spre 6%. Să înțeleg că urmează ceva angajări, recrutări de personal?
la Minprest? De câți oameni aveți nevoie? În cât s-ar traduce procentul acesta, diferența asta până la 6%? De undeva 4-5 persoane. Deci nu, și pe ce posturi? Eu, ce, deci nu neapărat de meserii? Posturi, inginer, economist, nu neapărat. Deci unde este să coordonez o activitate tehnică, de coordonat activitate tehnică. Problema este că eu vreau acum neapărat să penetrăm piața din Craiova și aici ne trebuie personal oarecum să aibă habar cu ce înseamnă contractare de servicii. Și trebuie să cunoască un pic, deja avem, și acolo bineînțeles că trebuie persoana din Craiova. Nu pot să luăm din Târgu Jiu și să-l ducem în Craiova să facă naveta, pentru că nu se justifică cheltuielile. Se vorbește totuși și de locul rămas liber în urma plecării lui Adrian Tudor la primărie. S-a luat o decizie, în sensul ăsta, s-a luat o decizie în ceea ce privește, măcar încă temporar, încă ocuparea postului? Încă nu s-a luat o decizie, vă spuneam, personalul este calificat, oricare dintre cei care ocupă posturi de conducere, începând de la directorul economic până la șef de birou, pot să ocupe acest post. Eu personal mă orientez pe o persoană care să stăpânească foarte bine domeniul tehnic, pentru că odată are de-a face cu coordonarea activității pe sectoarele de activitate și este multă parte tehnică acolo, pentru că de la echipamente până... Un inginer? Da, deci partea tehnică. Asta aici vreau eu să ajung, pentru că partea economică o avem bine reprezentată și este... Nici nu vreau să destabilizez anumite servicii, pentru ca să iau o persoană și după aceea să stau iarăși să stagneze serviciul respectiv până formez altă persoană. Și încerc să avem mai multe variante și trebuie să găsim varianta optimă. Eu cred că săptămâna viitoare o să, cel puțin, dacă nu definitiv, pe o perioadă de interimat să se numească o persoană. Sunt din interior variantele sau pot veni din afară? Interior, eu prefer din interior. În momentul când o să prezint varianta care mi-aș dori eu, trebuie să o discut și cu Consiliul Administrației, pentru că așa mi se pare normal. Chiar dacă responsabilitatea pică toată în sarcina mea, dar este bine să informez și Consiliul Administrației. Cine ar mai putea peste directorul Minprest să vină cu o propunere? Consiliul de Administrație sau altcineva? Da, deci sau? Din partea Consiliului Administrației. S-ar putea deci face altă trebuie propunere să-și spună și dumneavoastră un punct de vedere. Este clar. Și pe 18 o să fie o ședință de adunare generală acționarilor, care va mandata nouul Consiliul Administrației și este bine ca nouul Consiliul Administrației să se discute și problema aceasta. Adică eu să prezint propunerea mea. Poate și au anumite obiecții. Să aibă altă propunere. Mergeți pe mâna unui om din interior care are experiență, cunoaște firma? Eu din interior. Este foarte greu la volumul de activitate care îl avem noi acum, este destul de greu să vină să preia activitatea. Asta ar însemna să îngreuneze și mie activitatea, pentru că să stau să coordonez și partea de activitate a sectoarelor de activitate și tot ce înseamnă comercial și plus celelalte servicii de control și servicii tehnice, este foarte greu. Și din punctul meu de vedere ar fi bine să fie o persoană din interiorul unității care cunoaște foarte bine activitatea. Cine a condus Minprest cât a fost plecat în concediu? Ca să ne facem o idee cine ar putea să conducă. Adrian Tudor a fost. Deci Adrian Tudor, deci fiind director adjunct, cum a fost și anul trecut... N-a fost un vid de conducere cât a fost plecat? Nu. Deci toate competențele s-au delegat. În perioada când... Depistăm așa pe cel care va prelua funcția de director adjunct, care a rămas... Nu are legătură, să știți. Nu. Deci după ce a plecat, după ce a fost ales viceprimar, au fost 3 zile care... Cine a ocupat? A asigurat conducerea unității, a fost director economic, care este, și în cazul în care nu era director economic în unitate, era adjunctul, sau cel care prelua prerogativele directorului adjunct, în lipsa acestuia. Era stabilit deja cine conduce unitatea? Da, sunt stabilite toți înlocuitorii la nivel de Minprest. Așadar, bănuiesc că v-ați făcut deja o idee în legătură cu cine va fi adjunctul nostru. Eu v-am spus, un grup de persoane, deci nu, noi nu suntem foarte mulți șefi de birou. Deci dacă apucăm să-i numărăm, sunt 7-8 persoane. Deci din acest cer de 7-8 persoane va fi o persoană. Din punctul meu de vedere, ar fi bine să fie o persoană director.
Care e procedura acolo? Se trece printr-un concurs sau se obțin doar niște aprobări, un interviu, un test, o testare, ceva? Sau din punctul meu de vedere va fi numit pe o perioadă de interimat, dacă dă rezultate bine, dacă nu, va fi altă persoană. Dar nu ne apucăm de concursuri. Concursul numai în cazul în care se vacantează postul și se scoate la concurs în afara unității. Atunci, din punctul meu de vedere, ar trebui să testăm într-un fel sau altul competențele noului venit. Dar din moment ce a fost sau este în interiorul unității de ani de zile și coordonează cu succes unul din... E verificat cumva. Este verificat. Dacă se ajunge, da, la numirea unui manager privat, la situație în care se putea să ocupați respectiv, fiind singurul care v-ați arătat interesat de acest lucru, se poate ca director adjunct să intre și el prin filtrul acesta al testărilor, al recrutărilor? În condițiile în care... Dacă se va trece la formula asta cu management privat? Păi, recrutarea managerului privat se face pe 109 și în 109 spune clar că Consiliul de Administrație poate să numească unul sau mai mulți directori, dintre care pe unul să-l aleagă director general. S-a mers doar pe formula numirii unui singur director. Și după aceea tot ce e sub director general numește director general. Deci doar viitorul manager va fi afectat de, mă rog, ghilimele, de această selecție de personal. Când se va întâmpla? Că acum e destul de clar ce s-a întâmplat cu... Procedura este în desfășurare. Pe 18 august, v-am spus, este convocată o adunare generală a acționarilor. În adunarea respectivă se vor semna mandatele sau se vor înainta mandatele noilor administratori. Consiliul de Administrație după aceea se va fi nou numit, se vor organiza intern, în sensul că va constitui Comitetul de Nominalizare și Remunerare și Comitetul de Audit și totodată o să-și aleagă un președinte al Consiliului de Administrație prin vot. În urma acestor proceduri interne vor decide mai departe care vor fi pașii de urmat pentru selectarea managerului, directorului general, că nu este manager privat. Ar putea fi desemnat anul acesta managerul privat? Deci da, sigur. E timp pentru este, toate pentru procedurile? Că procedura este făcută până la un anumit moment. Deci în nu sensul se reia... că s-au depus dosarele, n-are ce să reia. Deci dosarele de sesiune a fost deschisă în perioada de pune dosare sau am depus o dosare. Trebuie să reia de unde a rămas. Poate să ia decizia dacă consideră într-un fel sau altul că mai e oportună deschiderea unei noi sesiuni, să mai deschidă o sesiune, dacă consideră oportun. Dacă nu, se merge și se continuă de unde a rămas exact, procedura. Da. Deci, din punctul meu de vedere, o lună de zile ar trebui să fie finalizată. Au mai apărut informații? Ar mai fi cineva interesat de conducerea Minprest în formula aceasta? Păi, după cum ați văzut în această vară, s-au arătat mulți interesați. Că știți cum e, la bine... Bine, în ideea că vin să și depună dosare, nu doar că păi, declară. Fiind sau sesiunea că închisă, nu au ce să mai depună. Sesiunea s-a închis pe 5 martie, a fost, cred că, 3 sau 4 săptămâni. Sesiunea de depunere de dosare nu s-a depus decât un singur dosar. La fel cum au fost și cei 5 administratori, dar la vremea respectivă s-a mai luat încă o perioadă de depunere de dosare pentru că 2 din 3 s-au retras și au rămas un număr insuficient că să ocupe cele 5 locuri și a trebuit să mai deschidă sesiune. Cine sunt cei 5 membri ai Consiliului de Administrație în momentul acesta? Vă referiți la interimat. Cei care au preluat, vor prelua. Păi eu, din ce știu, deși au fost selectați domnul Irod, domnul Velcea, domnul Buleteanu, domnul Radu Angheloiu și doamna, îmi scapă numele. Domnul Radu Angheloiu e politicienul sau? Radu Angheloiu junior. Fiul. Fiul, da. Și doamna? Și cred că sau mai doamna, în fine, nu vine acum numele, și cred că ceilalți acționari au mai propus una sau două persoane pentru 18 august. 5 plus încă? 1 sau 2? Cred, nu sunt sigur, pentru că n-am mai discutat, știu că n-am mai discutat după ce am intrat în concediu această... Asta ce înseamnă un CA extins sau... Nu. Deci din aceste persoane, 5 vor avea mandat.
să se legă cei de 5 da. Persoane. În baza ordonanței 109, deci au dreptul să mai propună și alți acționari pe lângă cei selectați de către cei 5 să mai... Și în final vor rămâne 5. Da, da. Bună. Cam cine ar vor conveni să fie președinte al Consiliului de Administrație? Lucrați bine cu toți sau nu contează? Sincer să fiu, nu mă interesează cine e președintele Consiliului de Administrație. Problema este să vorbim aceeași limbă și Mipestu să meargă la fel de bine cum a mers și până acum. Asta e cel mai important. Din punctul meu de vedere, am avut o colaborare foarte bună cu toate consiliile de administrație care au fost până acum, cred că au fost 3 sau 4 consiliile de administrație. Și am avut colaborare foarte bună și cu președinții consiliilor de administrație și cu membrii consiliilor de administrație. Și toată această colaborare sau în urma colaborării s-au văzut rezultatele bune care le-a avut Mipestu. Iată, am ajuns la sfârșitul primei părți, la o pauză de publicitate. Revenim la emisiunea cu domnul Gabriel George. Suntem în direct la emisiunea Întrebările Zilei. Stăm de vorbă în această seară cu managerul Mimprest, domnul Gabriel George. Am vorbit în prima parte despre modul în care s-a produs selecția Consiliului de Administrație, despre activitatea societății și despre cine ar putea să fie viitorul director adjunct. Sigur că n-am primit nominal numele celui care e favorit, dar se pare că ar fi un nucleu de 7-8 candidați pentru acest post din interiorul societății, din interiorul firmei, cel puțin așa își dorește Gabriel George. E posibil ca să aveți un coleg de partid, director adjunct, dacă se merge pe ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, pe direcția aceasta, să vină un om nou, v-ar avantaja, deci v-ar dezavantaja? Spuneți că v-ar conveni cineva care să, vă spun, să nu mai fie pregătit. Faptul că ar fi un membru de partid nu ar constitui un dezavantaj. Atât timp cât ar întruni criteriile pentru ocuparea postului respectiv și ar avea competențe necesare, faptul că ar fi înscris într-un partid sau altul nu ar fi o bilă neagră. Dar lipsa experienței ar fi un dezavantaj pentru... Lipsa experienței, da. Deci lipsa experienței este un dezavantaj pentru că... Nu vă spun. Eu, de exemplu, când m-am dus director general în prima perioadă, eu mai lucrasem în Mipresc. Deci am lucrat, am avut ani de zile în care am coordonat activitatea de, în prima fază, partea tehnică, deci șef, am fost șef birotehnic, după aceea am coordonat activitatea departamentului de dezvoltare. Deci nu m-am dus acolo pe neștiință. Plus că mai acumulasem experiență și prin alte întreprinderi care în mediul privat de activitate de conducere. Deci faptul nu poți să vii să te trezești direct într-o funcție de director adjunct care, zic eu, are o importanță deosebită la nivel de Mipresc, pentru că Mipresc în ultimul timp a ridicat foarte mult ștacheta la nivel de servicii, de chiar și de atitudine în fața beneficiarilor și acest lucru se vede și prin rezultatele care le are Mipresc, pentru că noi în prezent avem în afara CEO-ului avem servicii, ne-am dus undeva, ne ducem spre 20 de miliarde până în prezent. Zic eu, o valoare foarte mare, că n-a mai fost atinsă cu terți. Niciodată. Cu terți, da. Cât ar însemna în procent din total, din 100%? Din 100% până acum suntem, deci noi din veniturile care ni le-am propus pe primele 6 luni, am atins 43%, pentru că am avut acea perioadă de sărbători în jurul sărbătorilor pascale în care n-am încasat. Și am stagnat un pic și de aceea ne și sprem undeva la 43%, pentru că dacă atingem la finalul anului undeva la 91-92%, este foarte bine în condițiile în care am lucrat în acest an. Și 20 de miliarde sunt undeva cât? Undeva spre 8%. Cum ați apreciat activitatea domnilor Văcaru și Tudor la Mimprest, având în vedere că au venit în afară, s-au adaptat repede, au depus, eu știu, o activitate care să ajute compania, firma? Alin Văcaru, s-au adaptat repede, într-adevăr, a venit la început, dar Adrian Tudor n-a fost din afară, pentru că el a fost ca angajat a venit restului, a coordonat activitatea stăpânii la Săcel o perioadă, înainte să meargă acolo, fusese angajat al Mimprestului, deci știa cu ce activitate este. Alin Văcaru a avut avantajul pentru că am mers amândoi în echipă în acea perioadă. Eu mai cunoșteam activitatea Mimprestului, deci ne-am completat unul pe celălalt și am avut, zic eu, că am făcut o treabă foarte bună, pentru că la vremea respectivă am luat unitatea pe pierdere.
deci am luat o pe pierdere și am dus-o într-un timp foarte scurt, deci era 1,5 miliarde de pierdere și am terminat într-o lună jumate, am reușit să o redresăm, să o terminăm anul pe profit. Și ne-am completat foarte bine, el pe partea aceasta de comercial, negociat contracte, renegociat tarife. Eu m-am implicat pe partea cealaltă de sectoare de activitate și ușor, ușor le-am pus cap la cap pe toate și zic eu că am plecat amândoi în plin, cu motoarele turate în plin din primul minut. Apropo de activitate, între cum mai vin din urmă probleme cu dosare penale, recuperări de prejudicii, de sume de bani, mai sunt probleme de genul acesta care vin din trecut, cu sume de achitat? De exemplu, chiar în această perioadă am avut o executare pentru fostul director Corcoveanu, deci dumnealui inițiase un proces în perioada 2008, cred. 2009, pentru că Consiliul Administrativ de la acea vreme i-au modificat unilateral contractul individual de muncă. Nu l-a semnat, nici n-a zis că nu-i de acord, după aceea și-a adus aminte după o perioadă, a intentat proces min prestului, l-a suspendat, că au avut anumite înțelegeri de nu știu ce gen. Și acum, în momentul l-a modificat în ce sens? L-a favorizat cu ceva? Fost clar. Modificarea contractului n-a fost clară făcută. Deci, termenii contractuali n-au fost clar specificați la ce se reduce. Deci au redus, din ce știu eu, sau i-au băgat sporul de vechime în salariu brut, ceva de genul ăsta. Nici n-au fost de acord, dar nici n-a zis nu la vremea respectivă directorul economic și după aceea, în decurs de 6 ani, a tăcut din gură, n-a zis nimic. Și acum când am ajuns noi și s-au schimbat gărzile oarecum, pentru că dumnealui știți că are Mitrescu, Corcoveanu în acest moment este suspendat din funcție. Deci este tot director economic, dar este suspendat până la finalizarea judecării cazului în care este implicat dumnealui cu prejudicierea Mitrescului. Și ce executați, ce recuperați acum? Nu. Dumnealui ne-a executat pe noi pentru că a primit o sentință favorabilă și ne-a executat 700 de milioane. Ce înseamnă asta? Salarii sau ce? Din punctul meu de vedere este o interpretare eronată pentru că sentința spune clar în baza 130 de milioane și a venit executorul cu expertul contabil, s-au dus undeva la 700 de milioane și noi o să mergem în instanță acum. Deci, în rest, probleme de recuperat nu aveam. Ce înseamnă banii aceștia 70 de milioane? 700 de milioane, 700 lei de milioane. Vechi. 70 vechi. De mii, mă rog. 70 de mii. Salarii, indemnizații sau ce? Da, indemnizații, salariu. Deci diferența de salariu. În ce perioadă? Păi v-am zis, de prin 2010 până prin 2015. I-ați plătit banii? Păi ne-au executat acum. Au pus deci popire pe cont, au executat, astăzi s-a întâmplat și ne-au și deblocat contul. Deci nu. Problema este că noi nu suntem de acord cu executarea aceasta. Eu zic că este și un pic de abuz. Bine, vom merge în instanță și se va stabili acolo. Pentru că, din punctul nostru de vedere, noi am dat toate drepturile care se cuveneau în baza sentinței tribunalului. De fapt, sentinței curții de apel. Dacă va câștiga în instanță, îl veți reîncadra? Dacă se va decide lucrul acesta? Păi nu. Aici este vorba doar de drepturi salariale. Nu este problema de... Nu, trecând la cealaltă problemă, fiind suspendată. Păi automat se încheie suspendarea. Deci revine pe post. Deci nu este problemă de... Am respectat legea permanent, pentru că domnul Corcoveanu, știți dumneavoastră că mi-a schimbat încadrarea, n-a vrut să accepte, i s-a desfințat postul și a fost disponibilizat, după aceea a câștigat în instanță, l-a repus pe post. Deci nu se pune problema să nu aplicăm sentințele instanțelor. Care este, mai aveți și alte probleme cu banii, cu datorii, cu recuperări de sume? A fost și ce problemă cu sechestru? Aceea a fost o problemă care mi-a impresia să se confruntă an de an, deci nu a fost... Ați mai avut și recent asemenea situații? Sau? Noi și după aceea am mai fost în situația să avem întârziere de plată. Și acum avem o întârziere de plată a dărilor către bugetul de stat. Dar, la ce sumă se ridică întârzierea asta? 10 miliarde care se percep penalități, sunt 30 de zile de gratie, după aceea, dar în perioada aceasta le plătim, deci nu se pune problema, pentru că sunt probleme de lichidități. Cum să spun eu, și termenii contractuali sunt oarecum defavorabili, nu? În sensul că ne-a fost impus o scadență la 60 de zile și
sau până la 60 de zile, dar de când merge complexul energetic în plin, nu mai sunt probleme. Deja banii vin destul de repede. Se fac eforturi să plătească salariile, furnizorii și după aceea se plătește și restul de dar către stat. Nu, CEO trebuie să vireze banii aceștia? 10 miliarde? Nu neapărat CEO, deși CEO și CEGovora, deși CEGovora are acum, are o întârziere de aproape 20 de zile pentru 4 miliarde și avem promisiuni că în această săptămână o să-i recuperăm ca să putem să dăm salariile pentru personalul de pe zona Berbești. Al 1. De la terți aveți de recuperat sau de acolo primiți banii? Nu. Recuperăm un pic mai greu de pe la primării, dar îi recuperăm. Deci nu sunt sume foarte mari. Dar îi recuperăm. Avem, cu ce primării? Sunt primările Fărcășești, Urdari, Negomir. Sunt mai multe. Plopșoru, avem Bâlteni. Avem niște negocieri cu primăriile, cu primăria de la Ciuperceni, Bălănești și Bustuchinu, iarăși o să trebuiască să mergem să vedem ce, dacă putem să avem o colaborare pe genul de activități care le prestăm noi. Avem o colaborare foarte bună, aici nu este primărie, mă refer la constructorul drumului european Moi Bumbejiu și activitatea noastră pe linie de stat de securitate muncă. Își doresc să colaboreze cu noi și dumnealor, din câte știu, au câștigat o licitație pentru un tronson de autostradă la Orăștie, cred, și doresc să lucreze cu noi și pentru tronsonul respectiv. Mobilizați acolo oamenii? Sau, nu este sau problema de mobilizat oameni, pentru că avem o echipă de două persoane care merg și asigură să ne un șantier. Și avem mai multe șantiere, pentru că am avut și șantierul, am avut campusul de la Turceni, care tot noi am asigurat SSM-ul, și mulți privați, care, deci firme private, care asigurăm noi SSM-ul, plus că ne-am dezvoltat foarte mult pe linie de deratizare, dezinsecție, dezinfecție. Și aici am penetrat chiar și piața Doljului și deja avem solicitări de pe acolo. Unități de învățământ, e perioada în care se fac igienizările? Aici... Sau n-ați intrat și pe zona aceasta? Ba da, am intrat, dar aici e oarecare reticență. Avem cu școli, dar pe zona primăriilor care vi le-am enumerat mai devreme. Deci numai în zona respectivă. În rest, nu. Avem deci foarte... din partea primarilor sau din partea cui e reticența? Nu, sunt încheiate contracte cu alte firme, nu. Concurența e mare, cel puțin pe această activitate de deratizare, dezinsecție, dezinfecție. Noi suntem acum în plin proces de implementare a unui nou serviciu de încărcat, verificat, stingătoare și aici o să avem o problemă de concurență neloială, pentru că se prestează serviciul respectiv la niște prețuri care nu asigură nici măcar achiziția prafului care se bagă în stingătoare și o să fie o problemă, dar trebuie să ne luptăm ca să acapărăm piața. Asigurați serviciile astea și pentru CEO sau trebuie să le câștigați? O să le asigurăm și pentru CEO, bănuiesc. Trebuie să câștigați la licitație prestarea serviciilor. Care va fi formula? În mod normal, având peste 80% din activitatea noastră prestată în CEO, se dă pe încredințare directă. Ar trebui să primiți activ și serviciile astea. Da. Problema este că trebuie să facem lumea să înțeleagă că dacă merg cu stingătorul la o persoană la un preț mic, doar să-i lipească eticheta, este dezavantajos pentru dumneavoastră, pentru că în caz nu de... Nu se poate folosi. Exact. Ne-am lovit chiar noi de această problemă, pentru că am vrut să intervenim. Luase la un mic incendiu să-l stingem și... La CEO sau unde? Deci intervenam la o centrală termică și n-am putut să folosim stingătorul din dotare, pentru că figura că este încărcat, dar de fapt era pietrificat praful dinăuntru. Asta însemnând că la vremea respectivă, când a fost verificat, nu s-a pus decât eticheta pe stingătorul respectiv. Care sunt rezultatele la 6 luni? Sunteți pe plus, pe minus? Vorbesc de un 43%. Asta ce înseamnă că sunteți... Suntem pe plus. Pe plus? Suntem pe plus. Nu trebuie să fi trecut de 50% ca să...
sau care e? Păi trebuia, în mod normal, trebuia să, la 6 luni trebuia să fie 50%. Suntem la 43% pentru că am avut perioada de început de an care nu s-a lucrat, sau cred că sunt 10 zile în care nu s-au lucrat. Noi n-am încasat din ce ne-am propus în perioada aceea, plus perioada de sărbători pascale, care au fost, cred că, 2 săptămâni atunci, consecutive, care nu s-a lucrat și ce s-a mai întrerupt activitatea în această perioadă pe zona mineritului. Ori toate acestea au dus la neîncasarea veniturilor prognozate pentru această perioadă și imbecil la 40%. Plus că sunt anumite servicii care noi le-am pronunțat că le facem pe tot parcursul anului, dar se pare că ele o să fie comasate în a doua parte a anului pentru că s-au încheiat contractele mult mai târziu. Și atunci noi în a doua parte a anului deja venim cu venituri mult mai multe la pentru Minprest și la bugetul Minprestului și automat o să mai recuperăm din acest decalaj și să ne ducem pe la 92-93%. Și anul trecut am fost undeva la 96% cu veniturile. Angajări până la sfârșitul anului, având în vedere ce se prognozează la complex, că până spre octombrie vor funcționa din plin dacă va continua această secetă? Suntem într-un ușor deficit pe zona Rovinari și chiar am mai dat drumul la câteva angajări în această perioadă. Sunt persoane care au fost afectate de exploatările miniere și pe perioada până când se vor reveni titularii pe posturi să asigure dumnealor această perioadă de servicii. Și câte persoane au fost sau vor fi angajate? Făcusem un calcul, deci înainte de a pleca în concediu erau 10 persoane. Acum nu am toate datele necesare ca să pot să vă spun dacă s-au mai reîntors sau au mai plecat în concediu. Cine va avea prioritate la angajare? Prioritatea la angajare au cei care sunt afectați de exploatările miniere. Deci ei sunt pe primul loc, după aceea sunt cazuri sociale. Și bineînțeles, dacă sunt anumite servicii care efectiv nu vor să se ducă pe ele, atunci până găsim o persoană. Sunt posturi care nu le putem acoperi pentru că nu găsim personal calificat. În special pe activitatea de căi ferate originale. La cele 10 cazuri e vorba de munci necalificate? Munci necalificate. Aveam... Cred că l-avem și acum, am putut necalificat pe căi ferate uzinare, iarăși și foarte greu găsim personal pentru că trebuie bărbați, clar. Pentru că este muncă brută acolo, nu putem să ducem femei. Și majoritatea locurilor sunt la curățenie benzii. Pentru că este la finalul emisiunii, o ultimă întrebare din politică, iată, atingem un puțin și această zonă. Rămâneți la Minprest dacă deveniți manager privat sau anul viitor veți intenta să faceți pasul către un post mai important în administrație sau, mă rog, un post la fel de important în administrație? Până una alta, eu vreau să-mi duc la capăt mandatul de 4 ani, în sensul că e făcut din bucăți. Din bucăți. Da, din bucăți. Până acum. Bineînțeles că anul viitor o să-mi doresc... Managerul ce contract va avea pe ce perioadă? Păi bănuiesc că o să facă un contract de mandat de 4 ani. De 4 ani. Deci... Dar contractul respectiv, dacă să presupunem că aș merge pe un post în administrația locală, se suspendă până la... La revenirea pe post. Până la încheierea acelui mandat din administrația locală. Ce post v-ar putea convinge să plecați de la Minprest? Nu mi-am pus problema, deci eu v-am spus, îmi doresc să particip, să fiu pe lista consilierilor județeni, pe un loc eligibil. Dacă sper să găsesc susținere în rândul colegilor mei din interiorul Partidului Social Democrat și împreună să facem multe lucruri bune, pentru că se pare că ușor se văd și roadele activității de până acum. Iată, am ajuns la finalul emisiunii. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și telespectatorii mei. Vă aștept și altă dată la TV Sud. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Rămâneți cu știrile. Numai bine!